Liceu. Liceul teoretic cu profil de arte Elena Alistar. Vă prezentăm povestea lui Ion Creangă. Cică într-o pădure deasă, lângă lacul cristalin, aveau casele alături cu Ana Vulpe și Martin. Dar în vremea aceea, frate, Moș Martin, o coadă avea lungă, mare și stufoasă, îi uimea pe toți cu ea. Se mirau cu toți în cor. Poate merge la paradă, ce culoare, ce desine, n-am văzut așa o coadă. Doar cu mătra supărată să respire nu putea. Coada cea mai rătoasă tocmai ursul avea și se tot gândea cu mătra cum pe urs să-l păcălească și cu coada cea stufoasă el să nu se mai fălească. Și uite-te așa, zi după zi, vulpea avea viața mare, dar norocul i-a surâs deodată într-o seară. Pe fereastra vulpii încet o mireasmă se strecoară, până în casa lui Martin, care își pase capul afară. Pește prăjit îmi pare! Zice ursul pofticios și la ușa de alături bate de trei ori sfios. Bună seara, măi vecină! Nasul măi că mi-e mutaș cu aroma minunată. De unde ai peștar, migraș? Am să-ți pun fără deșadă. Vai, ce coadă ai frumoasă! Am crudit-o noapte întreagă. Pești să iam pe masă, îți dădeam și ție unul. Știi doar cât îmi ești de drag, însă am terminat mâncarea tocmai când erai în prag. Cum prins peștele? Hai zi, repede, că n-am răbdare. Stai și strici pe mala dânsul sau îi pui pe coadă sare? Sau îi pui pe coadă sare! Vai, vecine, bag de seamă că deloc nu te pricepi. Pescuitul e o artă. Nu te lași dacă începi. Cum să pui pe coadă sare? Cine a mai auzit? Sare pui de la urmă, când însolți de la prăjit. Vorba-i lungă, iar metoda nici de cum o dibuiesc. L-a gătit mai mici coleacă, însă cum îl pescuiesc? Las că aranjez eu coada, zice vulpea pentru ea. Ia-te minte, ia-te minte, nu o crede! Ies, Martine, imediat te-ai învăța. Te trezești la miezul nopții și de șale te îndrepți. Îți faci coada în apă, frate, și vreo două ori aștepți. Când simți că e o strânsură, gata-i treaba. Socotești că ciortanii sunt acolo și atunci coada-ți mucești. Chiar acum mă duc la baltă, o să-mi fulec boierește! O să-mi fulec boierește! De unde să știe prostofanul cum de-avea cu mătră pește? Cu o noapte înainte tot umblase după hrană, în zadar nimic, iar coastele maică se vedeau prin plană. Înspre dimineață aude pe drumea, dinspre deal venea alele scârțind din roțiun ca un miros de pește proaspăt vântul rece aducea. Hai să văd cum e norocul, poate mi-a picat ceva. Și s-a prefăcut că-i moartă drept în mijloc de drumeal. Vede cum din car coboară un țăran cu un toiag. Ce-o mai fi și asta, doamne? Tii, ce guler de cufoană am să-i fac nevestei mele un depui că-i de pomană. Un depui că-i de pomană! Apucă vulpe de coadă și în car o zvârle în grabă. Mână repede să ajungă cât mai repede la babă. Carul plin de pește. Vulpea nici o clipă n-a mai stat. Pește după pește, poate din car jos a aruncat. Uite așa cu metra noastră de atunci pește mânca și în fiecare seară burduhanul și-l umplea. Să ne întoarcem.
în gheață, coada-i prinsă ca într-un clește. Coada-i prinsă ca într-un clește! Hai că strânge, simte ursul, cum îi ține gheața coada. Stai, acum o trag afară, nu am trimurat degeaba. Doar că, trosc, coada se rupe, când atinge o pintește. De durere ursul urlă și nici urmă de vreun pește. Aoleu, coada mea! Aoleu, coada mea! Aoleu, coada mea! Își dă seama de îndată că de vulpe păcălit s-o omoare în bătaie pe cumătră a pornit. Într-o scorbură îngustă vulpea noastră se ascunde. Știe hoața că acolo ursul nu poate pătrunde. Unde-i coada, Moș Martine? Ce-a mâncat-o pieștii toată? S-a mai fost cu mult prea lacom și ei vrut pe toți deodată. Și ei vrut pe toți deodată! În zadar încearcă ursul vulpea să o jumânlească. Coada lui din lac se leagă și în altă loc n-are să crească. Ați văzut? Vicleana vulpe a scăpat de data asta. Moș Martin și acum suspină. Cum de m-a lovit năpasta? Și de aceea orice babă spune nodul de brobadă când înnecăjești vreodată. De-aia n-are ursul coadă!